Gata, mă, ne începem. Ei, pula. Certându-ne, bună seara. Hai să ne certăm în continuare, dacă vrei. Și eu te, bă, mie. Zi. Că mie nu merge asta, ca să zici că mă plâng de ceva. Până mă încarc aici. Că n-am voie să mă mai enervez, nici că nu merge. Deci nu știu ce să... Da, mă, nu merge, asta e... Ai răbdare că o să meargă. Da, eroare. Zi, domne, dacă ai văzut, că ți-am spus că singurul subiect monden e ăsta care se lălăie cu copiii, cum îi cheamă, Luciuculete. Ai văzut ceva la televizor despre asta? Nu, dar am văzut cu bărbatul Luciuculete, n-am înțeles ce. Astăzi. Astăzi. E, azi e a treia zi deja de când dau apă. Inițial au apărut copiii femeii. Tot la, înseamnă că pe bărbatul ei l-ai văzut la, tot la Măruță, nu? Da, cred că da, n-am fost atent, că m-am uitat fugitiv și era titlul, că n-am stat să... E, i-am contrapartidă, deci la Măruță au apărut acum câteva zile, o să scot astea, că-s drângăne, au apărut copiii ei care au zis, domnule, uite, ea se laudă pe la televizor că ne-a lăsat două case în Craiova și, de fapt, una din case trebuie să o evacuăm, iar cealaltă e pe numele actualului soț. Spune că face cu noi Crăciun, Revelion, Paște și că suntem o familie fericită și are grijă de noi. N-am văzut-o de 3 ani, de 4 ani. Nu știe nici măcar ce vârstă avem. Ei susțin că de când ea e căsătorită cu Cornel Galeș, că îl cunoști și tu pe Cornel, ții minte, care era la cum să nu știu ce sunt... Așa? Și-a uitat copiii și nu se mai folosește de termenul de familie decât ca să se laude pe la televizor că, domnule, ea e o mamă grijulie. Dacă nu știe nici ce vârste au. Da, e, în contextul ăsta, evident că ea s-a dus să dea replica la emisiunea concurentă, adică Acces Direct, că cealaltă de pe canal de nu prea contează în termen de audiență. Și de 4 zile durează telenovela asta. Acum, părerile sunt părțite, că, domnule, copiii sunt mari, au 1,37, 1,34, că n-ar trebui să stea pe banii mamei și așa mai departe. Pe de altă parte, știi cum e, ai un copil, îți e copil toată viața. Bă, că din poți să-l punctul meu de vedere, nu știu, astea toate sunt făcături. Ce să caute la televizor? Bun, și dacă vine copilul, că mă apucă nervii, acum așa nervos, dacă vine copilul Ciuculete și spune că nu-i dă bani, păi care e problema? Că nu-i dă Ciuculete bani lui copilului. Trebuie să mă uit la televizor că nu-i dă bani copilul Ciuculete. Și zic că astea sunt făcături ca să vorbească și ca să se audă de ei. Eu nu pot să cred că o familie poate să-și rezolve, teoria mea, la televizor problemele. Hai că alea care erau cu Bianca și cu alea erau Caterinca, a fugit cu ăla, adică era o chestie spectaculoasă, adică, bă, spectaculoasă, na. Adică puteai zice, bă, mă interesează bunul, că uite, mie îmi place Bianca, mie îmi place botezatul, să văd, adică o chestie mondenă, a fugit Bianca cu Cristea, fotbalist, s-a întors cu botezatul, un om care, așa, așa, dar apare fostul bărbat al Ciuculete cu niște poze de la 30 de ani și că nu recunoaște copilul și ce să-i vadă? A apărut și cu toate actele cu pensia alimentară. Da, mă, și dacă nu-i dă pensia alimentară, televiziunea nu, e lege. Ea a zis că nu le-a dat și el a venit cu toate documentele, omul le-a strâns de prin 80 și nu știu cât sau de când le-a strâns și a demonstrat contrariu, că el chiar a plătit pensia alimentară și a avut grijă de copiii ăia. Acum, da, mă, nu știu, știi eu cred că... Deci, în primul rând știi că legal nu ești obligat să ai grijă de copiii tăi după ce depășesc 18 ani. Da, domnule, până la majorat. Dar care este problema? Eu zic că nu este un subiect atât de... Cum să spun? Adică anele noastre au fost mai bune, nu? Că Mărculescu are anumite orientări, că alealtă o înțeleg, alealtă, că e lesbiană. Adică o chestie care oricum stârnește și te uiți tu de curioasă. Bă, e lesbiană, nu e lesbiană. E Mărculescu așa, nu-i Mărculescu așa. Adică niște subiecte, niște chestii care poți să te mai uiți așa, să stârnească o curiozitate, să vezi, bă, Mărculescu ăla care cântă Șaraiman și Șaraiman și-o rupe care bulu, ce? Sau nu și-o rupe bulu, nu? Mărculescu care ce? Nu cântă Șaraiman și Șaraiman. Nu, ce face el? Recită, frățioare. Recită, așa. Încearcă. Deci sau aia altă care e cântăreață, sau aia altă. Adică se trezește până și la Oana și la Pepe mai te uiți, că i-a venit o vrăjitoare, i-a luat ceasul din apă, a venit altul, i-a luat mașina. A scos cămașa. A scos cămașa, da, ăsta l-a bătut pe nu știu care. Adică e o chestie la care te mai poți uita, adică bă, stai, mă plictisesc seara acasă, n-am să văd ea, să văd eu cum a ieșit peștele din lac și a înghițit ceasul lui Oana Zăvoranu, nu? Și mă zic, urinez pe mine de râs că i-a luat ceasul de 30 de mii, nu? Adică astea sunt niște chestii care se... Dacă la noi a dat pensie lui copilul, asta e chestie de instanță, nu e chestie de televizor. Și ce face Măruță? Ce spune? Bă, nu i-a dat banii. Și... Nu, mă, nu. Ideea e că i-a dat banii. Nu asta e. Copiii vor să o...
să arate, spun ei, adevărata fața a Ilenei. Și? Acum, știi cum dar e? Dar nu-i spectaculoasă fața asta. Adică dacă spunea că am înghițit trei, că i-a fiert pe doi, nu-i spectaculoasă că... pentru tine, dar publicul lor, care, mă rog, e ascultător de muzică populară și așa, da, mă, și, da, și la ăla, da, mai și... simpli, copilul copil, nu știu cum mi se pare de corect să vii la 37 de ani să mai cer ceva. Adică ai 37 de ani, ești ta mai găliganul. Treaba maică-tii, dacă nu vrea să spună, că așa am aflat și eu că are 60 de ani, Ileana. Și că ei susțin că, domnule, nu vrea să-și arate vârsta, că umblă cu decolteu. Bravo ei! Arată foarte bine la 60 de ani. Arată extraordinar. Eu n-am bănuit că are 60 de ani. Care 40. Și eu la fel, da, arată extraordinar de bine. Iar chestia asta cu maternitatea ține de fiecare femeie. Acum, bă, deci ei sunt sănătoși, au două picioare, două mâini. Oricum, ca și la cazul Pițurcă, ca și la cazul ăsta, bă, asta mie mi se pare o cea mai mare... Nu știu, să vii, să faci, să-ți expui... Vai, Sergeiule, dar să zic altceva cu cazul Pițurcă. Că eu viața am văzut la televizor, o, să o vezi pe aia, după aia, m-am întâlnit. Dar după aia cum te faci de copilul ăla ce vede, că după aia apărut că ce operație vede, cum și e crescut făcut, în realitate. Crescut, da. Întâmplarea face ca de 1 iunie la unul din evenimentele astea pentru copii, am fost și eu invitată cu Fimiu. Și era și această cetățeancă lituaniancă Vica, da? Da, mă, eu și cunosc băi, bine că eu am stat cu ea o perioadă. Să creadă lumea că m-am ars cu ea. Da, nu, să nu creadă. Nu, am stat în diferite locuri unde era și ea. Era și ea, era plăcută. Bă, era... tu știi cum, deci în primul rând era cu bonă. Asta nimic de... Dar eu nu suport, zic și eu așa că nu prea ții mă la copil. Adică un copil când e atât de mic, nu învață de urlete și... Știi în ce hal urla la el pe acolo, prin spate, prin culiță? Tăi, cum e, măi, mai avea și dădea una? Știi? Adică unde mă mai pozezi tu mama iubitoare, nu știu ce, oi fi mama iubitoare, dacă în copilul tău e o monedă de schimb și la televizor, nu e în regulă, doamna Vica. Dacă ți-ai asumat un lucru să faci un copil, crește-te. Asta tu, e toată problema. Nu cere pe la televizor, dacă nu te gândi că distrugi o... casa omului, că omul... Bă, eu distrugi, nu distrugi, că ai dat seama că fiind, ai văzut că n-am avut nicio reacție nevastă, adică ai păi și ce reacție poate să aibă? Putea să divorțeze, putea să zică, putea să aibă o altă reacție, nu? Să apară, băi, nu știu ce, nu știu ce, deci a luat-o și în mână cu tot scandalul. Nu, de recunoscut n-are cum, adică va ieși legal în acte, știi, copilul lui. Păi și dacă este copilul lui, păi cum, trebuie să-i facă analiză, trebuie să facă aia și și analiza aia și așa, așa, că mai a fost în niște complicații, că ne-am chinuit tot cu un om din sport să demonstrăm că un copil, dacă e sau nu e, și am mers și prin străinătate și prin asta și n-am demonstrat. Cine? Sunt în emisie. Marian? Nu. Vorbim după aia, hai. Suntem pa. În emisie. De la... să-l dau încet. Și eu am crezut că e tot Marian, că e numărul, că altfel nu răspundeam. La fel. Nu, să-l pun semnul acolo. Deci asta este problema, adică ne-am chinuit așa că am vrut să demonstrăm cu un copil că la noi era invers cazul. Omul vrea să ia copilul că zicea că e copilul lui. Și ne-am dus și prin Italia și cu analizele astea se învrăjea la televizor că îți face ADN-ul și este că e copilul tău și asta e foarte greu de stabilit. Nu poate, practic nu prea poate să spună nimeni cine e. Dar ce, tu susții că nu sunt pe bune astea de ADN? Am rămas fără curent, domne. S-a revenit situația. Am înțeles că a picat în toată zona asta de nord. Suntem în nordul capitalei noi aici, nu spre nord, oarecum. A fost o pană de curent. Nu s-a întâmplat altceva. Nu știu. Oricum, unde. Cum ne-am trezit în întuneric, eu m-am dezbrăcat. Și când zic, băi, pun mâna pe primul care mi-e în cale. Când cine mi-e feng shui să moară mama. Deci n-am avut niciun pic de noroc. Și n-a fost bine? E, cum? N-a fost bine? Nu. Bă, băiatule, te doare fundul, fii sincer. Și, mă rog, pe feng shui deja știți, mai avem și un invitat intelectual. Care nu știu ce caută lângă noi. Care nu știu ce caută lângă noi. Dragoș Dumitriu, ne cerem scuze pentru prestațiile noastre și pentru faptul că a sărit Sergei pe tine. Ne crește IQ. Tot pentru Neric. Ce-ai pățit, mă rog, la vot? Nu mai știu despre ce vorbeam pe pauză. Vorbeam, de fapt, despre testele ADN. Susținea Sergei că nu prea sunt reale sau nu sunt relevante. Nu, am zis că nu prea sunt relevante testele ADN-ul ăsta. Adică nu poate să spună, bă, ăla-i copilul lui ăla sau al lui ăla sau al lui ăla. Da. Nu mai dați vina pe mata, că nu spune e vina lui. Spune că poate curent. Fi. Că poate fi. Ai văzut că și domnul Marian știe exact. Că așa se spune și în statul. Nu există. Nu, vorbesc se foarte serios. Se spune că 99% e
șansă să fie. Rezultatul este că poate fi. Poate nu fi, că e copilul tău sau al meu. Sau da, așa se spune. Da, dar în instanță, clar, este ultima probă. Nu. E, ba da, clar, e ultima. Haideți, domne, că am avut o problemă cu un copil din Italia și a zis, nu, domne, nu e concludent, nu să... Și testul a ieșit că ar... Bine, să, adevărat că dacă, că ar fi, fie. Dacă ar fi sigură, sigur, ar fi obligatorie. Ar fi obligatorie, exact. Deci eu... Deci poate fi. Deci eu pot fi fiica ta. A cui? A lui. Da, dar... Unde te-ai pronunțat așa feng shui? La coada la votare? Nu vreau să... Auzit. Deci te-am văzut pe Realitatea TV, ai avut mari incidente. Domnule, avut un, da, mari incidente. Domnule, am văzut o poveste cu buletinul. Mie mi-a venit să plâng în și mie la fel am venit. Fiind și șocat după chestia cu Lumina, când a stat acea poveste dramatică cu pașaportul. Domnilor, nu se poate, domnule. Ia. Deci eu am înțeles-o. Deci eu m-am dus să votez pentru... pentru alegerile astea din Statele Unite. M-am dus la ambasadă, mi-au trimis formele acasă, pot să votez mâine. Unde, domnule, tu ai votat? Acum m-am dus să votez în România. Sau pentru noi? M-am pentru dus în România. Că e dublu cetățean. Eu sunt cetățean român, da, cu domiciliu în România. Să înțelege și publicul. Da, să înțelege și oamenii noștri. Și m-am dus să votez. Ce puta pește, zi. Când să votez acolo, le-am prezentat cartea temporară, s-au uitat pe... Păi te-ai dus cu cărți, mă, la vot? Păi să fac și una mică, aveam și zaruri, dar ei nu știu zaruri, așa că am dat cărțile. Literatură. Așa, nu prea mai am cărți în casă, că am văzut cornete când eram mic și s-au epuizat. Ce glume din clasa 4-a mea, ha-ha! Iar ne spune asta banc de la de... Bă, lasă-mă! M-am dus acolo să votez și nu m-au găsit pe listă. În același timp, soția mea are buletin, este aici, tot foarte bine, păi au găsit-o pe listă. Stai că Dragoș ne explică ce mai bine după aia. Zici și... Mie mi-au dat voie să votez. Ei nu i-au dat voie să voteze, pentru că... Tu nefiind pe listă, ai putut vota. M-au trecut pe un tabel separat, cu toate că scrie pe cartea mea de identitate că domiciliul meu e în Statele Unite. Tot. Poate te arestează ăștia din emisiune. Băi, eu m-am dus să votez. Am dreptul să votez, mă, sunt cetățean român, am dreptul. Ăsta e singurul meu drept din România. Da, care... dar la primărie... Da, da, domiciliez aici, de un an de zile. Ai zis adineauri păi, și ai domiciliu în Statele Unite. Și avea voie să voteze ăsta, domnule, sau nu, Dragoșe, că nu înțeleg. Păi și soția... Puțin 3 luni. Da. Domnule, ce probleme ai întâmpinat? Soția mea n-a avut dreptul să voteze, cu toate care buletinul pe aceeași, pe adresa respectivă, au găsit-o în tabel, dar a avut un lapsus în ziua aia și a pus buletinul într-un loc în care nu l-a mai găsit. Ne-am dus la vot cu pașaportul ei, cu acte de identitate, să dovedim că ea e persoana care votează. Că în cele din urmă, asta mi se pare interesant. Persoana care votează fie aia care e pe listă. Și i-am spus, doamne, de acolo, uitați, dânsa e, zice, de unde știm noi că nu e moartă? Vă jur, fără înfloritură. Acum arăți tu, s-ar fără, vă jur, fără nicio înfloritură. Mi-a zis, de unde știm că nu e moartă? Zic, uitați-o aici, lângă noi. Probabil că o să ajungă și soția mea și o să vă explice și același lucru. La care a zis, n-are buletin, nu poate să voteze. Zic, doamne, aveți CNP-ul acolo. Listele le-ați primit de la primărie, care dovedesc că dânsa este la adresa asta, așa că puteți să vedeți pe pașaport CNP-ul, pe alt act de identitate CNP-ul, dânsa e. Nu, domne, n-are voie să voteze. Pașaport turistic? Este pașaport de cetățean român cu domiciliu în străinătate. Domnule, tu ai o viață complicată, la fel și actele de identitate. Avea voie? Sau ce-o găsitea? Păi era pe listă, avea pașaport de cetățean, da, este, era voie. Avea voie. Dar zis? Uite, mă roagă cineva să citesc, apropo tot de alegeri, și profit de faptul că ești tu, Dragoș, aici, una nu mă pricep, ne-a postat mesajul încă de azi de la prânz, Răzvan, și zice așa, dragă Mara și Serghei, vă rog din suflet să citiți acest mesaj. Ce s-a întâmplat în Ploiești este revoltător. USL-ul a furat ca în Codru. Mai mult au amenințat cu moartea o doamnă supervisor la secția 109. Duminică noaptea, USL a cerut interlopilor din Ploiești ajutorul pentru a băga frica în oameni. Iar o frumoasă doamnă pedelistă a ripostat cu câțiva băieți buni din București pentru că nu făcea față interlopilor. Nici o televiziune nu spune ce se întâmplă la Ploiești. De ce? Suntem mai rău ca în 90. Dragii mei, vă rog să citiți mesajul fanului vostru numărul 1. Da, acum, este, vezi că vin din toate părțile și... Întreg scandal la Ploiești. Roberta Anastase acuzată că nu știu ce ar fi făcut.
Pe ce a făcut Roberta? L-a făcut bețiv pe Dragnea, nu? Pe Dragnea, da, păi, a consumat prea mult. E că... Nu, dar au doar e bărbat, acolo cu, și bețiv, care e problema. Influențe. Dar nu știu, nu e prima oară când intervine interlopii în alegeri, care nu văd... Dar e foarte complicată povestea. Dar nu, Sergi, ce mi-amintește asta cu interlopii de alegerile alea cu Kennedy, cu Frank Sinatra, nu, dragă, cu mafia, cu nu știu ce. Deci lumea trebuie să înțeleagă că toate taberele fac la fel. Dar numai, da, că, numai că data trecută au numărat alții, data s-au numărat alții. Asta e toată problema din punctul meu de vedere. Toți fac absolut... N-au nici pe jenă, niciun scrupul. Acum 4 ani într-o comună din București, unde am mers să-mi exercit și eu dreptul de vot, să închisese